Bună dimineața! Bine v-am găsit la un nou clip sau bună ziua, în funcție de cum o să filmez. Stai să închid puțin geamul ca să ne auzim. După cum ați văzut, astăzi este data de 22 mai. Este o dată pe care nu vreau să ajungă prea curând la mine sau în calendar, pentru că astăzi pleacă mama. A fost alături de mine pentru 3 săptămâni, nu știu când au zburat, că efectiv au zburat, dar astăzi a venit momentul, din nefericire, ca ea să plece, să se ducă acasă. Ea se aranjează dincolo pentru că vrem să filmăm împreună ultimul clip, se aranjează dincolo și după ce termină de aranjat, va veni aici să ne luăm la revedere împreună. Este ceasul 12, la 1 va pleca. Ce faci cu ăla? Nu e? Da, e al meu. La 1 o să plece, o să duc Adi la aeroport ca eu să rămân alături de, să-l iau pe Fabi. Și vreau să vă spun că m-am trezit așa cu un nod în stomac. Pe mine mă doare capul de aseară. Mi-a fost foarte rău peste noapte, foarte, foarte rău. Și am băut aseară cu mama și cu Adi, am băut un pahar de Prosecco, iar eu nu beau de obicei și mama, mi-a fost așa de rău. Nu știu dacă se va mai întâmpla asta prea curând. Mă durea capul îngrozitor și n-am reușit să fac nimic, nici n-am reușit să dorm. M-am trezit și foarte dimineață. Efectiv, a fost o noapte foarte, foarte nasoală pentru mine și simțeam că mi se învârte toată casa și zic, Doamne, nu, să nu cumva să-mi fie rău, deci atât mă rugam să nu cumva să-mi fie, să am iarăși amețelele acelea din care nu mă mai pot trezi. În altă ordine de idei, trebuie să-i fac un bagajel mamei, vreau să plece de la mine cu niște lucrușoare. Am văzut-o că a pus ochii pe ceva și vreau să-i le fac cadou. Nu le-a cerut, dar consider că e impetuos necesar din partea mea și frumos să-i le ofer. O să vă arăt și vouă. Na, sunt cosmetice care au încântat-o și vreau să-i trimit și niște lumânărele de la Magic Candles, de la Andreea Silisuri, pentru că îi plac foarte mult. Și data trecută când le-a văzut, mi-a zis că fata asta lucrează la nivel de artă și că și-ar dori și ea niște lumânări de la Magic Candles. Și tocmai în acest sens am plasat o comandă la Andreea pentru mama. Și mai bine că Andreea, fiind atât de drăguță, ne-a trimis mult mai multe lumânărele, așa că avem amândouă și vreau să împart și cu ea și vreau să-i trimit și surorii mele o lumânare, să se bucure și ea de lucrurile acestea frumoase pe care le face Andreea. Țin să vă anunț încă de la început că va fi un vlog lacrimogen. Mie îmi stă plânsul în gât. Cred că l-am înnebunit și pe Adi și pe mama. I-am înnebunit de azi dimineață că nu vreau să plece. Alaltăieri seară am stat împreună la povești până pe la vreo... Era 1:37 când m-am băgat în pat. Aseară iarăși am stat împreună și a stat și Adi cu noi. Și stăteam așa și mă gândeam, pentru că mie mi-este greu când mă despart așa de ea, pentru că știu că îmbătrânește și că nu pot să fiu alături de ea, dar stăteam așa și mă gândeam cât de greu este pentru copiii fără, care își pierd mama și care își pierd mama la o vârstă conștientă. Bine, să-ți pierzi mama în general e greu și mai ales când ești conștient și când ești mic e greu, la fel că, na, crești fără căldura și dragostea mamei, când ești conștient, când ești mare și ești conștient, e durerea mai mare. Deci, nu știu, mie nu-mi plac despărțirile de nicio natură. Nu-mi plac despărțirile când plec din România, când mă despart de bunici, când mă despart de familie, când acum cu mama, cu sora mea. Mie e greu. După 7 ani de străinătate, eu încă nu m-am obișnuit cu ideea. Și încerc să mă îmbărbătești, să zic că în septembrie voi ajunge acasă, dar uite, suntem la sfârșitul lunii mai, mai avem o vară care ne desparte de
vacanță și totuși nu sunt multe luni, dar sunt suficiente încât să simți durere, să simți că e greu să stai departe de toți cei dragi. Și nu în ultimul rând, stăteam așa și mă gândeam, v-am mai spus eu de doamna Geta Coșeru, care, din păcate, durere mai mare pe lumea asta nu există, prin ce a trecut dânsa să-și piardă copilul. Stăteam așa și mă gândeam și de partea cealaltă, Doamne, cât de greu ar fi. Eu vă zic sincer că eu nu pot nici măcar să empatizez cu astfel de lucruri, pentru că sunt atât de dureroase încât vreau să ies imediat din starea respectivă și din peisajul respectiv, pentru că efectiv simt că nu pot duce nici măcar o idee imaginară de astfel de despărțire și eu nu știu cum unii reușesc. Știu că este multă durere și multă tristețe, dar eu una vă zic că nu aș putea și vă zic din nou, nu pot să trec peste despărțiri. Nu știu, mie nu-mi plac sub nicio formă. Da, asta este introducerea, mă duc să văd ce face mama. O tot aud pe aici și vreau să mă apuc să strâng de prin cameră, să-i ofer cam pe cea pusea ochii așa. Vreau să vă arăt și vouă. A pus ochii pe această gentuță de la Shogun, unde am eu aceste mostre de parfum. După cum vedeți, am consumat câteva din ele și vreau să-i dau și ei. Asta, cum se numește... Uite că am găsit aici ceva. Geanta nu cred că o să o folosesc, cred că o să o las la charity și nici mamei nu o să-i o dau, pentru că i-ar ocupa mult spațiu în bagaj și nu are decât 20 de kilograme. Hai să ne apucăm de treabă și ne auzim după. Doamne, a zburat un pescăruș foarte, foarte aproape de geamul meu, chiar ne-am privit ochi în ochi. O să-i dau și buretele sa magic, o să-i dau și rujul ăsta care îi place mamei, ăsta roz. Cred că ați văzut un clip, că ea doar ruj roz a purtat și este acesta pe care l-am cumpărat de pe Temu și m-ați mai tot întrebat voi de rujurile astea să vi le arăt. Uite, astea sunt. O liră 60, au fost 6 rujuri și sunt superbe. Aici avem un scrub pentru față cu vitamina C din cutiuța Look Fantastic. Iar aici avem de la Roche-Posay, avem acest ulei cu vitamina C pentru față. Vreau să-l dau mamei ca să-l folosească ea. Și aceasta vreau să-i dau pentru că eu am deja o cremă. Cu siguranță, dacă mă urmăriți, știți, crema este cea de la Rituals, care v-am zis eu că miroase a luxury, a lux. Este cu cireșe. Doamne, cât îmi place, miroase atât de bine. Dar eu mai am o cremă, mai am cremă de corp și de la Bath & Body Works și de la și pe aceasta de la Tezorii de Oriente o am. Așa, vreau să-i dau și paleta asta de la Estée Lauder. Eu nu folosesc nuanțele astea, mama cu siguranță se va bucura de ea. Așa, și de aici nu mai am ce să-i dau. Ia să vedem de aici dacă am ceva să-i dau. Da, uite, o să-i dau luciul acesta de la Catrice. Aici s-a spus că nu-l vrea. Mm-hmm.
ups, ce era să-l dărâm pe ăsta. Da, și cam astea acum, momentan, trebuie să mă mai uit pe aici prin cameră să văd ce mai găsesc. A venit și tristul moment în care ne suntem din nou pe această canapea. Suntem la ultima cafeluță împreună și și-a făcut bagajul. I-am făcut și eu bagajul, ce avea să ia de pe la mine de pe aici. Și acum mai avem puțin să mai odihnește, adică jumătate de oră, 40 de minute. Și după aceea vor pleca către aeroport. Ce faci? Bine. Zile și tu. Nu vreau ca să le las, să-i las un gol în inimă. Vreau să știu sigur că am plecat lăsând bucurie în urmă. Și, într-adevăr, despărțirile nu sunt ușoare, dar... Venim înapoi. Venim acasă. Timpul trece repede. Ei vor veni în septembrie acasă, așa că... Da. Cum te-ai simțit în astea 3 săptămâni? Ți-a plăcut? Mi-a plăcut mult. Unde ți-a plăcut cel mai mult? Peste tot. Îmi place orășelul, îmi place faptul că este mare aproape, îmi place că Fabian a făcut multe progrese, mănâncă acum chiar foarte bine, ne-am înțeles foarte bine. Tot s-a mai mărit și el așa, nu știu, parcă e mai înțelegător, mai ascultător, puțin așa, dar... Nu, se vede clar că înțelege ce îi se spune, nu mai e așa haotic. Da, în ceea ce îl privește pe Fabian, dacă se păstrează un ton jos și te uiți la el și îi arăți iubire, el răspunde cu iubire. Da, e foarte, foarte prietenos. Mă bucur tare mult că ai reușit să stai 3 săptămâni alături de noi și mă bucur tare mult că ți-a plăcut aici. Și... Dar ți-a plăcut? Ce întrebare. Problema e că nu vreau să pleci. Eram mai liniștită așa, nu știu, și să știi că multe persoane de pe YouTube mi-au zis că se vede din privirea mea, din zâmbetul meu, că sunt mai liniștită și într-adevăr eram mai liniștită, că știam că este mama aici și na, poți să lași patul nefăcut, poți să te mai ajută mama, știi că e ea acolo. Nu mai aveam o grămadă de lucruri de făcut. Îi ziceam, mama, haide, te rog, ajută-mă și pe mine. Sau de multe ori nu trebuia să-i mai zic și ea le făcea. Stai să pun și-o pe asta aici, că parcă îmi stătea în cap așa. Și, păi na. Mama, de fapt, întotdeauna face lucrurile în favoarea fetei. Și mie îmi place, așa cum am zis, sunt o fire pașnică și îmi place întotdeauna să fie și curat și ordine. Și de aceea, o mamă, de fapt, întotdeauna știe cum să-și ajute fata ca și ea să se relaxeze. Adică venirea mea aici să fie de bun augur și pentru ea, nu? Dar chiar a fost așa, nu știu, ca o... un, cum se zice, un aer proaspăt, ca o gură de aer proaspăt, ca un duș rece. Deși mie nu prea îmi place expresia asta, pentru că eu niciodată nu fac dușul rece, n-aș face niciodată un duș rece ca să pot să-mi revin din ceva. Dar știi că dușul rece îți resetează corpul. Dar putea, nu știu. Da, asta este. Așa, și ce mai vreau eu să te rog pe tine, după ce am filmat acel Q&A, mi-au scris fetele de pe YouTube, prietenele mele, că nu am răspuns la întrebările lor. Deci avem o întrebare de la Diana Andronic. Te pupăm, Di. Ce greșeli consider că ai făcut ca mamă pe care nu ar vrea ca tu să le repeți ca mamă? În primul rând, cred că în primii 3 ani de viață am fost cam restrictivă, impunând anumite lucruri și limite, dar le-am făcut tocmai pentru că așa credeam eu că este bine. Mai târziu mi-am dat seama că nu. Atunci și tu să procedezi la fel, să înțelegi necesitățile, dorințele, dar și limitele copilului tău. Dacă procedezi așa, relația va fi frumoasă. Da, uite, vezi tu că tu fiind atât de restrictivă și cu OCD-ul ăsta al tău de a face curățenie, uite, ai avut și copil bun care n-a fost obraznic și a ascultat. Da. E, acest OCD, cum spui tu, să muți limita, să fie mult mai permisiv.
De la Milana Petrov, te pupăm, Mili, și pe tine și mulțumim pentru întrebare. Ce trăsături crede că le-ai moștenit de la ea, dar sora ta? E întrebare pentru mine? Da. Bine, îmi place că și Sandra îi place să râdă, să glumească, să vadă partea plină a paharului. Îmi place că a devenit o femeie și o mămică deosebită. Îmi place că și ea, în căminul ei, îi place să păstreze și o voie bună și o mâncare bună. A învățat să gătească foarte bine. Și asta e un lucru foarte bun. Îmi place că este foarte atentă și la necesitățile soțului, dar și la necesitățile copilului. Și îmi place că este foarte implicată, foarte implicată în tot ceea ce fac. Da, să știi, da, ți-am mai zis eu ție, dacă la mine în familie Adi m-a lăsat pe mine așa să nu să preiau controlul, pentru că el e tot timpul în spate și dacă deraiez mă duce înapoi pe șine, da, trebuie să fiu implicată. Dar sora mea, Bianca? Pe Bianca am crescut-o un pic altfel. Și atunci mi-a plăcut ca și ea să fie o persoană puternică, este și ea un caracter puternic, așa cum ai zis. Parcă prea puternic. Așa cum ai zis tu, ea are drumul ei, pe care și-l clădește acum, este la început de drum și văd că și ei îi place, este o persoană și ea ambițioasă, dornică să se realizeze. Și faptul că voi sunteți acum amândouă pe picioarele voastre, am încredere în voi, îmi dă mie sentimentul ăsta de liniște și de pace. Da. Tot Milana ne întreabă ce și-a dorit mami să devină când va fi mare. Bine, eu când eram mică vroiam să fiu artistă. Îmi plăcea. Mă gândeam că mi-ar fi plăcut să joc în filmele de comedie, să fac oamenii să râdă. Și mie mi-ar fi plăcut să fiu actriță. Foarte mult. Da. Și tot Mili ne întreabă ce valori și-ar dori să le aibă Fabian. În ziua de astăzi a fi om e lucru mare. Mi-ar plăcea ca el să se dezvolte armonios și sunt convinsă că va face toți pașii necesari. Să fie un copil, chiar dacă el este un copil excepțional, să-și dorească ceea ce își dorește să-și împlinească. Îmi doresc să fie sănătos, în primul rând, și, da, de ce nu, să fiu și eu alături de el, că mie îmi place foarte mult cum se dezvoltă Fabian. Se dezvoltă el în ritmul lui, dar, uite, chiar și ieri la grădiniță, doamna, și de la grădinița privată și de la grădinița de stat, amândouă doamnele sunt uimite de capacitatea lui de învățare și acest lucru mi l-a spus și Anca la terapie, că efectiv uimește capacitatea lui de a învăța anumite lucruri, adică prinde foarte repede ce are de făcut, rezolvă exercițiile foarte repede, nu, la el nu trebuie, trebuie să prinzi momentul ăla când vrea el, când are el chef. Da. Bine, și eu momentele astea cu când are el chef depinde și de tine ca adult. Să le vânezi, să le vezi, da. Să le vezi și să le fructifici la maxim. Da. Și atunci, normal că noi doi, într-o perioadă scurtă de timp, am dezvoltat o relație frumoasă. Noi n-am avut probleme amândoi, din contră. Imediat eram gata să plecăm, gata să mâncăm, gata să facem lucruri. Da, și am creat amintiri. Mie asta îmi place să zic, am creat amintiri. Și cu siguranță eu o să-mi aduc aminte cu drag de ele, dar cu siguranță și Fabian o să-și amintească. I-am trimis și mamei lui pozele pe care le-am făcut. Mamei lui. Da, adică Sandrei. Da, și mai avem două întrebări scurte de la Mihaela Șerbănescu. Care au fost cele mai grele momente pe care le-a întâmpinat relația dintre voi, relația mamă-fică? Aș putea să zic că nu au fost multe momente tensionate, dar acum îmi vine în minte unul imediat după ce a murit tatăl ei. Atunci a fost, cum să zic, o furie așa de neînțelegere, de nu știu ce a fost atunci cu ea, vreo două zile a fost foarte supărată, dar după care am reușit să aducem lucrurile la normal, să discutăm ca doi adulți. Și cred că ea nici nu-și mai amintește de episodul ăsta.
Chiar nu mai știu despre ce e vorba. Cum arăta ziua în care s-a născut Sandra? Deci, când s-a născut Sandra, ea s-a născut dimineața la 11:30, într-o zi de iarnă. Nu ninsese până atunci, iar după ce am terminat eu și am ajuns la salon, pe la 12, a început să ningă cu niște fulgi deosebit de mari. Eu iubesc de altfel iarna. E, atunci a fost așa o dublă bucurie și faptul că deja eram mămică, deja vedeam fulgii aia cum se așezau pe asfalt. Da, a fost o zi foarte frumoasă. Da, și mai avem un mesaj de la o doamnă, Felicia Fericire. Eu nu am întrebări, vreau să vă spun că vă admir foarte mult, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe tine și familia ta frumoasă. Mulțumim frumos și dumneavoastră la fel, să fiți binecuvântată și de fapt toți urmăritorii de pe acest canal al Sandrei le doresc ca Dumnezeu să-i binecuvinteze, să le dea întotdeauna tot ceea ce au într-adevăr nevoie. Da, bine, mulțumim tare mult, mama, că ai răspuns și la ultimele întrebări. Scuze, fetelor, că am ratat tocmai întrebările de la voi. Sper că răspunsurile au fost pe măsura așteptărilor. Și închidem momentan să ne bucurăm puțin de timpul rămas împreună. Mai avem cât 20 de minute. Ne savurăm și noi cafeaua, apa, vreau să-i fac ceva să mănânce. Și ne mai vedem cu despărțirea propriu-zisă. Are o problemă, eu trebuie să mănânc tot timpul. Ei, nu mai faci nimic de mâncare, ajunge. De ce, mă? Păi mergi cu nemâncată? Am mâncat. Ce ai am mâncat? Am mâncat și mi-ajunge. Am mâncat un sandwich, struguri, numai gata. Nu te ridici la masă până nu mănânci tot. Am mâncat tot. Ai uitat? Nu n-am mâncat. Cine zice așa? Nu te ridici de la masă până nu mănânci tot. Nu ieși afară până nu mănânci tot. Deci când mamă, ai fost la mare, am fost la mare, da, și știu, cu pițu. Să meargă undeva la un balansoar. La un balansoar. Și am zis, uite, te duc la balansoarul. Vorbește puțin mai încet, că îl trezești pe azi. Am zis, să mergem la balansoarul ăla dacă mănâncă pizza. Și ea zice, după ce îl mănânc pe pițu, mă duc la balansoar. Da. Nu mai știu ce am vrut să zic. Tot așa o chestie. Tu mai ții minte când erai mică că mă chinuiai să mănânc ochii de la pasăre? Urâtă treabă. Ce era bun așa în ochii aia? Nu știu, nu mi-amintesc, dar nu ți-amintești că mă puneai să mănânc ochii de la pasări, de la păsări, de la pui, de la găini când făceam mâncărică? Băi, sper să tai asta. Nu mai vorbim de ochi de pasări. Ne-a auzit după. Nu-mi pare că pleci. Vezi că ce frumos o să fie în septembrie. Vezi că mi-a lăsat geci. Pa! Pa! V-am zis că nu-mi plac despărțirile absolut deloc. Pa! Ai drum bun. Deci le urăsc. Nu-mi plac despărțirile absolut deloc. Mai ales de persoanele dragi. Și așa mă gândesc că îi place atât de mult să stea în Anglia. Și e așa nasol pentru că este legată de acest job în România.
Îi mai trebuie foarte puțin ca să iasă la pensie și mă gândesc că atunci când va ieși la pensie ne va fi mult mai ușor să ne vedem mai des. Faptul că n-am fost acasă în ianuarie, ceea ce eu obișnuiam să fac în fiecare an, cred că și-a spus cumva cuvântul. Pentru că mi-este tare dor de casă, mi-e dor de bunici, mi-era dor să stau cu mama. Parcă ieri a venit și au trecut deja 3 săptămâni și a trecut concediul ei. Știu că și ea vrea să stea cu noi, cu Fabi. Of, Doamne, abia aștept să ne reunim. Ori să vină ea aici, ori să ne mutăm noi înapoi în România. Habar n-am, nici nu știu ce vom face. Dar cert este că nu-mi place absolut deloc să trăim așa la distanță. E greu. Și mă tot gândesc și v-am spus și la începutul videoclipului, eu nu știu cum pot alții și mereu mă gândesc la doamna Geta. Bine, și dânsa este una dintre aceste nefericite cazuri, cum au putut trece peste despărțire. E cumplit și v-am zis, la mine măcar e un caz fericit, că na, ne revedem. Și mereu când vin acasă, mă gândesc cu teamă ca nu cumva să fie, cel puțin în cazul bunicilor, să nu fie ultima dată când îi văd. Bunicii care m-au crescut. E greu. E greu, dar în viață trebuie să faci anumite sacrificii pentru a merge mai departe. Gata, mă apuc de curățenie și să fac mâncare, pentru că vine mama soacră și aș vrea să găsească ceva mâncare când vine. Eu vă mai țin așa la curent, o să mai dau drumul la cameră din când în când să vedeți ce fac. Probabil o să plec pentru următoarea jumătate de oră. Da, ne auzim mai târziu. Gata, mi-am revenit cât de cât și m-am pus să fac mâncare. Am pus o ceapă întreagă la călit, apă, ulei și niște vită. Întotdeauna mi-a plăcut să las carnea să fiarbă, prăjească gen în ceapă. Dă un gust tare, tare bun mâncării. Și vă invit și pe voi să faceți același lucru la foc foarte, foarte mic. Iar acum va trebui să curăț cartofii, să ne vedem la față. Am cartofi roșii, stați să vi arăt și vouă, pentru că am descoperit ceva mișto în Anglia și vreau să vi arăt și vouă. Uite, aceștia sunt de la Albert Bartlett. Sunt foarte, foarte buni și se fierb foarte bine și au un gust foarte bun. Exact ca și cartoful românesc. Așa, mai pun niște broccoli și niște fasole verde aici și vă arăt rezultatul final. Am dat drumul din nou la cameră după jumătate de oră. Vreau să vă arăt din nou pentru că sunt atât de mândră de ea. Am mai îmbobocit a mea orhidee. Avem 4 flori care sunt absolut superbe. Superbe. Data trecută când v-am arătat-o erau numai 3, acum sunt 4. Afară este o vreme nasoală rău, uitați-vă, a plouat, dă iar să plouă, bate vântul. Eu am treabă, am multă treabă și m-am la dispoziție doar o oră, cred, că trebuie să mă duc să-l iau pe Fabi, o oră și un sfert. Trebuie să mă duc să-l iau pe Fabi de la grădi, dar mă chinui în ora asta să le fac pe toate. Am pus aici mâncarea. Stați așa să vă arăt. Așa, le-am pus pe toate aici să fiarbă. Prima dată am pus morcovul, cartofii și acum am pus și păstăile, pentru că sunt puțin cam în criză de timp și zic hai că le pun pe toate să scap de ele. Nu știu ce vreau să vă zic. Mai am și o grămadă de treabă. Vasele sunt varză. Am o grămadă de spălat. Și ce mai vreau să vă zic că mai adaug aici. Am făcut aseară, am făcut luat din niște friptură cu orez. Și a mai rămas niște orez.
Și o să pun și orezul acolo, o să fac așa ca un ghiveci, pentru că nu vreau să-l arunc. Este foarte puțin rămas și nu vreau să-l arunc. Așa că o să-l pun și pe acela acolo. Și o să tai și niște usturoi. Uite, chiar acum o să tai 2 căței de usturoi. Și gata, și mâncărica. Să sperăm că o să le placă. De fapt, lui Adi place orice gătesc eu. Trebuie să schimb lenjeria unde a dormit mama și să alerg după Fabi, să-mi iau și ghiozdanul cu mine, pentru că vom merge să facem și câteva cumpărături. Trebuie neapărat să-i cumpăr lăptic. Nu mai are mult, mai are puțin. Și vreau să-i cumpăr lapte, pentru că de mâine intru la muncă și intru la 11. Așa că nu voi mai avea timp. Mâine trebuie să pun și un videoclip, trebuie să-l editez. Nu știu dacă voi avea timp să fac toate astea în seara asta, așa că le vom face mâine. Să sperăm că Fabi va fi într-o dispoziție bună, pentru că vreau să fac și o oră de terapie cu el. Astăzi era zi de terapie, doar că eu nu m-am simțit bine deloc. V-am și spus că nu m-am simțit bine absolut deloc azi noapte. Și pe la 4 și ceva, adică 6 în România, i-am dat mesaj Ancăi și i-am zis, zic, Anca, iartă-mă, dar nu, efectiv, nu puteam să deschid ochii. Mă mir cum de-am reușit să-i scriu. Și pentru că n-am făcut cu Anca, voi face eu cu el. Și mai vreau să vă mai zic ceva. Mi-ați scris, m-ați întrebat de Anca. M-ați întrebat de prețuri, m-ați întrebat cum este. Eu v-am mai spus, eu o recomand și v-am mai spus că o recomand din tot sufletul. De prețuri nu aș vrea să vorbesc cu voi, pentru că probabil fata are prețurile ei acolo în funcție de gravitatea problemei. Habar n-am, nu știu, cel mai bine vorbiți cu ea sau intrați pe site-ul ei și vedeți acolo ce vă interesează. Cred că așa este cel mai fair play, zic eu, părerea mea. N-are legătură acum cu cât dau, cât nu dau, oricum dați. Oricum dați, pentru că e pentru copilașul vostru și n-are rost să ne mai chinuim, pentru că, na. Știți bine că am face orice numai să fie ei bine. Așa că încă o dată vă zic, dacă doriți să o contactați, Olaru Anca Elena, Cabinet de Dezvoltare, Centru de Dezvoltare Psihologică, ceva de genul se numește, dar dați căutare Olaru Anca Elena sau intrați la mine pe Facebook, pe profil Sandra Niculaescu și vedeți că o să o găsiți acolo. Și cred că așa ar fi cel mai indicat. Și altă chestie, să știți că eu vă răspund cu drag întrebărilor pe care le aveți pentru mine, dar v-am mai zis, eu nu sunt nici psiholog, nici clinician, nici nimic. Pur și simplu am citit și eu la rândul meu și ce mai știu și eu, ba de pe la Anca, ba de pe la terapie, ba din cărți, ba din experiențele altor mămici. Mi-a scris o mămică, mi-a trimis de fapt un filmuleț. Și, Doamne, eu înțeleg acum, nu judec pe nimeni, dar mi-a trimis un filmuleț și m-a întrebat dacă eu cred dacă copilul dânsei are autism. Eu nu știu ce să zic. Na, vezi un copil care are autism, nu? Dar nu sunt eu în măsură nici să vorbesc, nici să pun diagnostice, nici, Doamne ferește, nu, și nici n-aș face chestia asta. Cred că cel mai bine este să luați legătura cu cineva în domeniu decât să rămâneți așa în dubii. Mai bine luați legătura cu cineva în domeniu și explicați, uitați, astea cred eu că așa este copilul, sau să-i trimiteți filmulețe, mă rog, vorbiți cu ei, vorbiți cu Anca, na, face și consiliere psihologică. Că, na, eu vă cred disperarea și vă cred că ați apela la orice doar ca să primiți un sfat și o vorbă bună, pe care eu, sincer, vi l-aș da din suflet, dacă aș putea. Și știu că multe vă confruntați și cu lipsa banilor, ceea ce nu este o rușine, Doamne ferește, pentru că eu știu cât de greu se fac banii și cât de ușor se duc și cât de costisitoare sunt terapiile și așa mai departe. Dar cel mai bine este să luați legătura cu cineva în domeniu și să
vă dea un răspuns, pentru că eu sincer chiar nu știu. Și credeți-mă că îmi pare atât de rău când văd că sunt mămici disperate care nu-și permit nici măcar să dea, nu știu, 2-3 milioane cât costă o evaluare. Dar cred că cel mai bine, asta este sfatul meu, acesta este să luați legătura cu cineva care într-adevăr știe, poate să vă pună un psihodiagnostic. Eu nu mă, pe mine nu mă deranjează că am văzut mămica săraca, a fost atât de drăguță în exprimare și, mă rog, nu e singura, au fost mai multe, dar aceasta a fost ultima și nu s-a mai întâmplat de ceva vreme să-mi scrie mămici. Dar, da, asta este tot ce aș putea să vă spun. Să încercați să luați legătura cu un psiholog sau un neurolog, pentru că v-ar îndruma mai bine. Da, bun. Mâncărica mea începe să prindă contur și mă bucură. Aș vrea să o sun pe mama să văd pe unde e, să-i dau un mesaj. Of, dragă de ea. Mă uitam acum la dormitorul în care a stat ea. Patul e gol. Nu mai am nici lenjerie pe pat și mă uitam așa, zic, Doamne, cât de mult îmi lipsește deja. Și v-am zis din nou, mi-este tare teamă de momentul în care va trebui să ne despărțim pentru totdeauna. E cumplită treaba. Cumplită.